când ai început să lucrezi pentru Cedric? 2010. 2011. Acum 8 ani. 2013. 2014. 2015. 2016. Ah, da, varianta oficială e că am început în 2018. În august, acum 4 ani. 2017. 2019. Anul acesta, în luna mai. Ce te-a dus aici? Nevoia și, sincer să fiu, m-am uitat un pic pe background-ul Centric și am zis că merită să accept. Am văzut prezentarea la facultate și mi s-au părut oamenii foarte faini. Deci, să fiu sinceră, mi-a depus un coleg CV-ul. Ce îți place cel mai mult la Centric? Faptul că e ca o familie. Că se potrivește foarte bine deviza work hard, play hard. E environment-ul de așa natură încât te faci să simți bine primit, adică dat, indiferent de echipa în care ești. Chiar și după ce te întorci. Chiar și după ce te întorci, da. Oamenii. Care e cea mai faină amintire a ta din Centric? Fix perioada în care m-am angajat. Începuturile din Centric, cum am pornit, cum am aranjat sediu, cum am angajat oameni. Ultimul team building. Trenul, călătoria până acolo poate fi cea mai fain. Cred că prima întâlnire cu echipa în format fizic. Primul meu Christmas party în centru. Probabil campionatele de tenis de masă. Nu știu, prea multe. Pune trei cuvinte care definez echipa. În afară de connecting and succeed? Oameni, prietenii, team players. Ce să zic? Echipă. Distracție și seriozitate. Deci distracție și seriozitate. Oameni, încredere, calitate. Bucurie, sport și voie bună. Care e petrecerea ta centric favorită? Christmas party-ul în fiecare an. Team building-ul din 2017. Cred că nu te aștepta la răspunsul la toate. Care e petrecerea ta centric? Dar nu ai apucat niciuna. Care e cel mai fain beneficiu de a lucra la centric, care nu apare în lista de beneficii? Terasa de la etajul 7. Cafeaua, cred. Nu, glumesc. Faptul că pot să mă duc dimineața la cafea cu colegii să vorbim. Oameni, colegi. Tehnologiile. Experiența pe care o au ceilalți colegi. Partea de learning. Trebuie să fie terasa de deasupra la etajul 7. Da, pentru asta mă întorc și în perioada asta. Îți mai aduce aminte ce făceai acum 10 ani? Eram 10 ani. Nici liceu nu l-aveam terminat. Mă chinuiam să învăț, cred, matematică sau contabilitate. Probabil mă pregăteam să dau bacul și jucam tenis în copul, în vasle. Eram studentă. Mă bucuram de viață. Cred că mă pregăteam să-mi podăvesc. Doamne, eram în clasa 10. Eram total nebuzolată. Da, amenajam sediul centric din clădirea Habitat, de lângă la Plăcinte de acolo. Asta făceam exact în acest moment. Cum vezi tu viitorul pentru tine? Viitorul pentru centric. Păi... acum, făcând abstracții din perioada asta, sper să continuăm să ne vedem și să colaborăm fain. Cred eu că Centric este pe o linie ascendentă în ceea ce privește colaborarea între echipe și, bineînțeles, încrederea clienților în noi. Nu pot decât să văd viitorul în aceeași direcție, și anume într-o zonă de progres, de armonie, de oameni faini. Cred că măreț este cuvântul. Cam tot așa, dar cu mai mulți oameni. Ce-i urez lui Centric la cea de-a 10-a lui aniversare? La cât mai mulți ani? Cât mai mulți oameni, membri? Să prins și majoratul. Să crească frumos. Să ocupi în curând măcar totul BC4. Adică toate etajele? Mhm.